Dragele mele, acum stau și prepar un sos cu ceapă, usturoi, cu pasta de tomate și alte câteva ingrediente, cu carne de puișor. Deci este sosul copilăriei, îl făcea bunicii noștri. Fetiței mele îi place foarte mult acest sos de pui și m-a rugat să-l fac. Și acum l-am și pregătit. Abia acum am închis focul de la aragaz. Așa evităm un pic ca să fie apurs și se vede poate cât de cât se vede cum cât de cât sosul. Deci cum am procedat eu? Dragele mele, mai întâi am spălat carnea, am dat-o cu un pic de sare și am prăjit-o într-un picuț de ulei. După ce am prăjit-o în acel ulei, am scos-o din tigaie și separat am tăiat ceapa tăiată mărunțel, usturoi și morcov tăiat rondele micuțe. După ce am scos carnea, în acel ulei am pus ceapă, usturoi și morcov rondele și un pic de sare în acel ulei încins și am lăsat un picuț să se moaie. Când am considerat că ceapa a devenit un pic sticloasă, am adăugat un pic de pastă de tomate și apă și am lăsat să mai fiarbă până s-a înmuiat bine morcovul. După ce morcovul s-a înmuiat, am adăugat carnea. Am pus căpăcelul, am mai lăsat cam un sfert de oră să fiarbă cu acel căpăcel, astfel încât și carnea să-și lase dulceața, de să fiarbă și ea un picuț și morcovul să fiarbă bine. Și apoi am adăugat foi de dafin, o creangă de cimbru, vedeți? Piper. Și am mai pus și sare, cât a mai trebuit sare ca să am completat ca să iasă gustul bun. Am lăsat-o să mai fiarbă ca să scadă un picuț și la urmă am stins flacăra și am adăugat un pic de pătrunjel deasupra. Puteți să puneți și mărar, este foarte bun și mărar. Și acest sos cu ceapă și usturoi, o bunătate, dragele mele, cu mămăliguță caldă și cu pâine, cu ce doriți voi. Deci este sosul copilăriei care ne făcea bunicii noștri. Un sos nemaipomenit de delicios, simplu, rapid și gustos. Acum vă pup, vă las și vă doresc o seară frumoasă. Pupici cu sclipici!